Bună seara, dragii mei fani de pe Cori K, Creations, uh, sau stai, se numește pur și simplu Cori K, nici măcar nu mai știu cum nu se numește canalul meu. Tocmai de asta, ca să fac un refresh și pentru mine și pentru voi, o să vă prezint istoricul canalului meu de YouTube. Vreau să împărtășesc asta cu voi, pentru că poate voi nu știți, dar eu am apucat de YouTube încă de la începutul YouTube-ului aproape, de acum 14 ani. Și unde am ajuns? Sunt faimoasă? Sunt cunoscută? Sunt influencer? crește că nu. Și o să vă spun exact de ce. Pentru că am un content de rahat. Ah, ok, dar... Enough about that. Hai să vă arăt canalul meu și să vă povestesc de ce nu am succes și ce să nu faceți dacă vreți să aveți un canal de YouTube de succes. Adică să nu faceți ca mine. Basically, eu sunt pe de așa, nu... Bun, hai să ne apucăm de treabă. Dau share screen. I'm sharing my screen now. Bun, acesta este canalul meu de YouTube, Cory K. Ia uitați ce poză drăguță. Nu arăt rău, dar nu vreau să stau să mă aranjez ca să fac videouri, așa că o să auziți doar vocea mea, pentru că pe asta mă bazez. Eu voiam să fiu un om de radio. Eu, de când aveam trei ani, mă înregistram pe telefon și mă ascultam. Îmi place vocea mea, Super, super mult. Pentru că nu mi se pare enervantă. Dacă vă vi se pare enervantă vocea mea, vă rog să-mi lăsați coment și să-mi dați dislike. De asemenea, puteți să nu vă abonați și puteți să vă dezabonați dacă sunteți deja abonați. Încerc psihologia inversă. I know my stuff. Ok, hai să începem cu începutul. Acum 14 ani am postat primul meu video. Video este mult spus. Este un slideshow făcut în Movie Maker. Este despre Naruto și cu melodia de la Inking Park Samurai Belong. Da, pentru că asta era la mod atunci. Era în liceu. Bun, mai departe, că nu, nu stăm acum la fiecare să zic istoria și teoria relativității. Ringi și ruchia Love. Aici, inițial, am folosit melodia la Panic! de the Disco. Lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off. Uh, ce titlu lung! Brandon Urie. Atât am, atât, vre, atât vreau să spun. Mi-a plăcut băiatul în încă de la început. Îmi place personalitatea lui. Are și el ADHD. Da, domnilor și domnilor, eu am ADHD. Nu este um, încă diagnosticat oficial. Nu am fost în fac investigații și așa, ADHD se, de, se diagnostichează foarte, foarte greu, dar cu siguranță fac parte din această categorie de oameni, pentru că eu nu pot să mă concentrez pe un lucru prea mult. De asta, totdeauna celorlalți îmi pare că sunt de dreptune bună. Dacă auziți zgomă de ciudate, să știți că este scaunul meu. Vă rog să mă credeți pe cuvânt. Așa, Rengi și Rukia Love este despre Rengi și Rukia, care sunt două personaje din Bleach. Dacă nu v-ați la Bleach, Bleach este un anime, e foarte bun, îl recomand, nu știu, poate nu mai e acum la modă, dar trebuie să fie. E foarte bun. Dacă îl recomand eu, care am 31 de ani, trebuie să mă crezi pe gând, nu? Adică vârsta. Le Lestat in Lewis, Happy, Happy este melodia de la Mad Vain. Mad Vain este o trupă de rock. Lestat și lui sunt două personaje principale și centrale. Acum vă învăț și cum să faceți, cum să scrieți la bac. Personaje, personajul principal și centrale al operei. De, da. Personaje principale și centrale din interviu cu un vampir. Acest film este un film foarte, foarte bun cu Brad Pitt, desigur. Adică, v-aș putea să spun asta, nu? Adică, dacă nu menționez pe Brad Pitt, cel puțin o dată pe video, adică de ce, de tu zic adică? Oh my god! Oh my god! Și nici, nici, măcar nu editez astea. Deci vă dați seama la final ce o să fie. O să, o să fiu eu zicând adică, adică, adică. Dar ah. Da, o să ziceți. Fata mea, las de, de meseria asta mie pentru tine. Don't go on. Do not go on. Go and die somewhere else. Așa, a și Louis. Um, Brad Pitt. Tom Cruise, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, dans uh, cine mai era? Mai era cineva. Christian Slater, parcă. Da. El era uh, reporterul care lua interviu lui lui, uh, Louis, adică lui Brad Pitt. Așa, Bleach Boys este tot despre Bleach, este cu personajele principale din, uh, din Bleach, desigur, personajele principale masculine, pentru că se Bleach Boys. Bleach Boys, Beach Boys, înțelegeți? E un joc de cuvinte. My Pride este un slideshow cu fața mea. Mm -hmm. și da, era într-o perioadă în care era foarte la modă să fii emo. Nu era emo, dar mi-am pus și câteva poze așa la cateringă. doar vedeți aici giletul. Dar nu-l să mă tai cu el. Nu, n-am chestia asta. Uh, Stupefy split personality uh, Stupefy este o melodie la Disturbed, una dintre trupele mele Preferate David Draymond is the man Dacă nu știți ce, cine e David Draymond și dacă nu știți ce este Disturbed Vă recomand să dați search Pe Google, dacă vă place să ascultați rog. Dacă nu vă place să ascultați, rog, și vă place Florin Salam E bine V-aș minți dacă v-aș spune că Am aici ceva cu Florin Salam, nu am Dar dacă vreți Pot să pregătesc ceva și cu Florin Salam I do not judge. I sunt ok cu orice. Toată lumea ascultă ce vrea. Bun. Strength for unity, tot cu blici, tot așa. Nu știu, aveam, aveam o, perioadă în care îmi plăcea foarte mult blici. Îmi plăcea să mă uit la blici. Mă, mă, relaxa. Sex cu ruchia. A avut foarte mult succes sexul cu ruchia. Este un voice-over pentru că eu asta vreau să fac. Una, una dintre multele chestii pe care le am pe listă, să le fac până o să kick the bucket, este să fac voice uri Pentru că, așa cum am spus la început, îmi place foarte mult vocea mea și uh, aș vrea să fac bani din vocea mea. Da, nu o să mă duc la hotline pentru că, nu știu, pur și simplu o să mă duc. Eu vreau să fac uh, <laughs> să fac caterincă. Da, am Vorbit cu o firmă de Cateringă. Da. Sex cu Ruchia. Dați click pe Sex cu Ruchia și nu veți regreta. Drawing Ruchia este un tutorial în care vă arăt cum să o desenați pe Ruchia. Da, titlul este Self-Explanatory. Îmi cer din nou scuze dacă mi se pare că sunt super enervantă pentru că folosesc româna acum cu engleză, dar trebuie să mă înțelegeți. Folosesc engleza în fiecare zi, așa lucrez. Îmi place engleza, nu o să fac asta în engleză pentru că ce rost să ar avea. Vreau să fac pentru oamenii noștri de aici din România, aceste podcast-uri sau și naiba sunt astea. Să vedeți și alte, alte genuri de oameni, adică pe Eu sunt alt gen de om. The Exorcist funny. Ah, am zis, n-am zis de Urahara Kisuke, aici tot, la fel, e tot un tutorial în care deseneze pe Urahara Kisuke, tot personaj din Bleach. The Exorcist funny, aici uh, vă recomand să vă uitați că nu, nu pot folosi nu pot descrie în cuvinte ce e aici. Ivan în karma nasty time, la fel, nu pot să vă spun. Trebuie să vă uitați. Bleach Love Games, foarte mișto. Oh, ia, uitați ce, ce numere, 11, pe 11, gata, se pogoară extraterestrii antici. Uh, da, e după melodia uh, lui Lady Gaga. <fie> Lady Gaga este. Da. Lady, cum vreți să spun Lady Gaga? <fie> nu. Da, Bleach Love Games, tot cu personaje din Bleach, o să vedeți că fiecare slide se potrivește perfect cu ritmul melodiei, pentru că, da, eu am, am o reche muzicală. Voiam să cânt, voiam să fac o trupă, voiam să fiu cu muzica. Eu voiam să fiu cu muzica, dar muzica nu vrea să fie cu mine. Poate într-o zi muzica o să vrea să fie cu mine și o să pot să fac o trupă și o să pot să cânt. Sau poate că nu. Mai vedem. Mai vedem ce ne rezervă viața oameni buni. Poate și voi aveți niște dorințe Vreți să fiți artiști sau vreți să, să faceți ceva, nu știu, să sculptați, să pictați. Eu vă încurajez să vă urmați aceste idealuri artistice. Bun, mai zabimarul, funny Dub, din nou, dublam chestii. Uh, The Evil Wizard la fel, As, I want to touch it, la fel, recomand I want to touch it. Are 169 de views. Și 69. Fix. La asta se referă. E păi, bine, nu se refer la asta. Mm, chiar ați auzit uh, Melodiano de la... Um, cum o cheamă pe fata aia? Fata aia cu coada aia în vârful capului. Cum o cheamă? Ariana Grande, așa, da. Grande, cap. Starbucks. I want a grande frappuccino. Orochimaru Pure Evil este cu Orochimaru din Naruto. Te vezi... Acum mai uitat și la Naruto câteodată. See Me, Hear Me, la fel cu video din uh... Bleach. Nu vă așteptați asta. Uh, Desigur, din nou, Bleach Hollywood Style. Live Action Cast Hollywood Style, unde am am făcut o selecție de actori care ar putea să joace personajele din Bleach. Vă recomand să vă uitați la asta. Vedeți, sunt cele, cel... cele mai vizionate clipuri de la mine de pe canal. Deci mai mult de atât de 9,1, da. Și vezi că e de acum 11 ani, adică alții au atâta atât într-o zi. V-am spus, dacă vreți să aveți succes cu YouTube, trebuie să vă ocupați numai de asta și să, să fie ca un job pentru voi, să stați să editați, să aveți o calitate foarte bună a videourilor, să aveți animați, să aveți fel și fel de, fel, și fel de lucruri. Dar dacă nu aveți altă sursă de venit sau nu vă țin părinții sau nu vă țin, ne, eu știu, don't nu, Um, e mai greu. E mai greu să faci carieră din asta. Nifet tămâna aici încercam să cânt. Bine, nu, nu, încercam să cânt. Era la mișto. O să vedeți, dacă ascultați. Vine Sinner Blood, la fel este un slide show cu melodia din... Uh, de pe albumul... bă, nu știu de pe ce album e. De de la him, oricum. Of, oh, ce fan, blame sunt. Pătal uh, Pathology, Peter Petrelli, uh, Dua, ce să spun despre asta, e tot un voiceover. Voi nu aveți chestia aia când erați copii, de, 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 puneați televizorul pe mute și vorbeați uh, voi în locul oamenilor de la TV și ziceați total la ceva să vă amuzați? Eu făceam asta cu vorul meu, era foarte funny. Inception, Love in Limbo, vă recomand să uitați la asta, adică nu știu, sunt foarte dezamăgită că nu a avut mai multe views. Are doar 1000 de views în 9 ani. Și este foarte bine făcut, se, se potrivește, adică, deci nu apreciați arta mea, de ce oameni buni? Așa, interview with The Vampire, mi-a trecut repede. Da. Uh, interview with The Vampire, featuring Mad Vend. asta e un remake. Uh, da, eu știu ce are făcut, probabil n-am dat mai mult brightness sau ceva. Meh. Life, uh, life auzi, Live This Life, are doar 29 de views, nu s a uitat nimeni pentru că eu nu am pus etichete la toate astea. Dacă vreți să aveți vizibilitate pe YouTube, să puneți etichete relevante sau irelevante. Uh, vă recomand să folosiți etichete de care credeți voi că se caută. Ce 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 ăsta? Nu dau click pe el că mi-e frică. Așa. Uh, live this life. Uh, asta era prima mea încercare de a face un video doar cu vocea. Vă recomand să ascultați. How to do a female face manga style. Da, v-am spus, eu și desenez. Desenez, când pictez, scriu, compun poezii. Sunt un artist complet. Eu și cu Da Vinci. Puteți să mă puneți exact pe aceeași linie cu Da Vinci și, da, we're basically the same. Da, v-am spus, dacă auziți, este scaurul. Vă promit că nu sunt eu. It's not me, it's the chair. Cory K. Creations vlog episode 1. Astăzi sunt toate foarte, foarte super, super low quality. Aveam o cameră din aia de 2 lei, care era camera de pe laptop. Deci nu vă așteptați la ceva. Wow! Dar dacă vreți să râdeți așa de mine și nu mai știți la ce să vă uitați, dacă se ajuns atât de disperați încât să nu mai știți la altceva să vă uitați, puteți să vă uitați la mine, să vedeți cum mă făceam drăhat. și cu toate astea, de ce nu dau, de ce nu, nu șterg videorile astea? Pentru că vreau să mă uit peste 10-20 de ani, să mă uit la ele să zic, oh, doamne, ce copil prost eram. Da, e foarte, foarte mișto. E, e, ca așa, că și mai aveau mașina timpului și te, și te întorci, te întorci în timp. Și te uiți la tine cum arătai acum nu știu câți ani. De cum a să mă uit, cum arătam acum... A, ah, nu, stai că... Cum arăta acum, acum, 12 ani. Hmm, cam la fel. Da, doar că aveam breton, nu știu, nu, nu mi-am mai făcut breton. Mă, nu mă prinde. I love Gambit, da, pentru că iubesc pe Gambit din X-Men. A low-budget movie, uh, nu știu despre ce vorbeam aici, sincer. să fiu. Don't trust anyone, da, pentru că încă, încă mai cred de asta. Unele sunt în engleză, o să vedeți. Încercam, încercam să văd dacă peste hotare am mai, mai mult succes, dar nu am avut, vedeți. Be happy for internet connection, da, frate, fiți fericiți că aveți conexiuni la internet, adică gândiți-vă la strămoșii noștri care trebuiau să și caută informația în cărți din vechi și se ducă cine știe pe unde, la ce bibliotecă, uitată de lume. Acum avem informația la un clic distanță și nu știm să o folosim pentru că noi credem tot ce se scrie pe Facebook ăla. Dacă scrie pe Facebook că ne microcipează Bill Gates, nu mai stăm să trecem prin filtrul rațional asta și zicem, da, frate, chiar ne microcipează și ne-ai totul e o conspirație. Da. Dar despre asta putem să vorbim altă Bun, The Cool Grandma. Aici povesteam despre faptul că eu atunci când o să fiu bătrână vreau să fiu la fel cum sunt acum. Adică să vorbesc la fel, să fiu basically la fel, dar cu mai multă experiență de viață. Happy Halloween, vorbim despre Halloween. Real vampires for the win. Ziceam că nu suport vampiriți clipicioși din Twilight, pentru că mi se par stupizi. Don't be a stupid copy. Vă spuneam să nu fiți o copie a celorlalți, să mai fiți niște oi, să fiți toți la fel că nu e bine să, să fii la fel, ce naiba, suntem roboți naiba, suntem... Rengi e forever, am și o obsesie pentru rengi și Rukia și până la urmă s-a adevărit că au rămas împreună. Read my blog. Aici venea cu cerceala, că să citiți ce am scris și eu pe blog. Am și blog, da? By the way, v-am spus, scriu, compun. Sunt uh, eu, eu și cu Da Vinci, pur și simplu, sunt pe același, pe același palier. E vecinul meu. Don't judge me. Aici mi a dat și o seama că, bă, sunt cam nebună. Hai să le zic oamenilor să mă judece, că să-i salvez, că nu e bine să judeci pe altcineva. You are going to hear about me. Doamne, ajută să auziți despre mine. Dacă nu auziți de altcineva, măcar o să auziți la mine, știți că, na. Vorba aia mi-a murit la odătorii. Cory K. Creation Corey in HD. Da, e parțial o minciună. Mi-a mi schimbat camera pe care o foloseam, uh, camera din laptop, mi-am schimbat cu o cameră pe care scria că e HD, dar eu știu nu prea era HD, că tot pixelat se vedea. Dar oricum era o îmbunătățire. Puteți să vă uitați. My favorite fictional characters, uh, top 5 favorite movies, Wake Up and Start Living, I'm Sad, It's My Time, We Can Be Good, We Can Be Good But We're Not, The Christmas Spirit, I Am Coricay and You're Not, Thank God for the both of us. Uh, you are not, ah, uh, they are not the center of the universe. <laughs> I watch Sailor Moon, 25 de Asta e foarte, foarte iurea calitatea videoului. Nu, să nici nu dați click, dar nu-l șterg, îl las aici. Uh, don't trust people blindly. <laughs> Ce față am? un rant. am bă, nu aveți credere nimeni că o să vă dezamăgească, dar ziceam în engleză. Don't watch pony porn. Nu, n-am să vă spun tot povestea Dați clic aici dacă sunteți curioși. Introspecția și cine real. Ei, aici deja începeam să îmi arată adevărata față. Adevărata fața psihologului. Da, asta vreau să fac. Asta vreau să fac cu viața mea, vreau să fiu, să fiu psiholog. pentru că. Cine altcineva ar putea înțelege mai bine oamenii cu probleme decât un om cu probleme. Da, da, păi nu e așa? Păi voi păi vă duce la, nu știu. Voi vă duce la un tocilar să vă veți... de... Nu, nu știu, nici nu știu ce exemplu să vă dau. Dar vă duce la cineva care nu a trecut prin ceea ce ați trecut voi să vă spună ce să face, să vă dea sfaturi. Eu nu m-aș duce. Nu m-aș duce. Serios, pentru că m-aș gândi... Frate, omul ăsta îmi spune din cărți. Eu nu vreau să știu din cărți, eu vreau să știu din experiența sa să spună, frate, uite, și eu am trecut prin asta și am făcut așa și așa, nu cred că o să se potrivească și ție să faci exact așa, dar uite, măcar știi că mai trecut și altceva prin asta, nu? E, gata, hai că am deviat de la subiect. Lista mea neagră, vorbesc despre oamenii de pe lista mea neagră, nu dau nume exact, că, na, o să-mi dea judecat dacă fac asta. Dar așa, în general, vă spun, am ce fel de oameni, nu-mi plac. Despre tot și nimic, astea, tot așa, niște videouri low quality. Am primit și uh, niște comentarii de genul: oh, că te-ai îndepărtat de la Dumnezeu, că. Uh. Nu, frate, nu m-am îndepărtat de la nimeni. lăsați mă în pace. Credeți ce vreți, oricum. Fiecare crede ce vrea. Nu mă stați să mă îndoctrinați pe mine. Așa, filozofii de viață despre anime, despre filme. Asta e o melodie pentru hateri Renge și Rukia din nou, ca o interesante. Mă tăteam și mă melogeam și eu de voi să dați mie niște idei, dar nu mi-a dat nimeni nicio idee. Da, mă, nu știu, poate oamenii intră pe canalul ăsta și zic, bă, fata asta are niște probleme grave, nu, nu mă asociez cu ea, nu-i dau share, nu-i dau like, nu-i dau nimic. Poate i dau dislike, așa că să se lase, să, să mai facă de râs aici. Dar eu nu consider că mă fac de râs, din contră, e un experiment pentru mine. Chiar nu am nimic, n am nimic de ascuns, n-am dat în cap, n-am mamor pe nimeni, n-am făcut rău nimănui. Deci, de ce, de, ce să, de ce, să, fie rușine? Pentru ce? Pentru că nu am o calitate bună a videorilor? Sau pentru că mă considerați voi plictisitoare, că vorbesc nu știu cum și nu vă plac subiectele pe care le abordez? Sau pentru că nu arăt ca un model, nu știu, pur și simplu, dacă eu vreau să fac chestia asta, cine poate să mă oprească și de ce m-ar opri? Nu să mă oprească nimeni și nimic. Chiar dacă o să vină oameni cu comentarii din alea de hateri, să vină, îi aștept cu drag. O să mă înjur și eu cu ei. Oh, te cobor la nivelul ăla? Da, mă cobor. Mă cobor. Fă, oleu. Nici nu vreți să știți cât, cât de jos pot să mă cobor și să mă înjur cu oamenii dacă mă provoacă. Din cartier n ce să fac. Când binele nu mai învinge, este vorba de Mortal Kombat. Uitați-vă. Astea sunt alte video astea stupide de ale mele în care zic că sunt proastă, că... Da. Oul sau dinozaurul. Aici vă răspund la enigma vieții. Flashback. Aici vă recit o poezie compusă de mine, desigur. v am spus că compun poezii, versuri. Poezii, versuri. Da, versuri pentru muzică, pentru melodii. Vreau să fac o trupă. V-am mai spus asta? Nici nu mai, nici mai știu dacă v-am spus sau nu. Este târziu și e somn. Campania anti-Wolverine. Că mă astură că to toată lumea este mega fană Wolverine din X-Men și nimeni nu vorbește despre, nu știu, Gambit, de exemplu, care îmi place mie. Ivan și o partea și a treia, dacă ați văzut partea a și partea a doua mai jos. Mega Tâmpit era făcut după mega star Vă recomand să vă uitați. Destul de amuzant. Că să vedeți că am sau nu talent la actorie. Oameni buni. Nu m-am dus la actorie, dar am talent pentru asta. Mi s-a spus de nenumărate ori. Nu ați crede. Eu aș crede că da. Personalitatea mea e nefupă, am aici. De fapt, atunci era available asta. Dar acum nu mai este. Uh, pentru că în timp s-a schimbat. Sau poate nu e bun uh, testul ăsta. Eh. Anime din nou. Uh, Corichiri de dei. Vorbesc despre fetele rele. Fetele rele care m-au dezamăgit și de atunci nu am mai fost prietenă cu fete. Bine, am mai fost, dar mai puțin. Măcar atât poți să faci. Asta e o chestie care m-a enervat super mult de acum 100 de ani și ne-am uitat nici acum. Am o memorie foarte, foarte bună. Coșmar de coșmar, vă spun că remake-urile sunt proaste, pentru că asta cred, că cel mai multe remake-uri sunt foarte proaste. Oamenii la metrou vorbesc de ce mă enervează oamenii la metro. Acum nu mă mai enervează, de un an stau acasă, ca un cartof pe canapea. Întrebări de oracol, uh, sunt fix întrebări de oracol, dacă mai știți ce este acela un oracol. Pe vremea mea, noi avem, avem oracul. Cel mai oropsit suflet, aici nu vă recomand să vă uitați că e o porcărie. Bine, de fapt, toate videourile astea sunt destul de mm, stupide, pă, dar dacă mă cunoașteți sau dacă vreți să mă cunoașteți, dacă vreți să vedeți și alt, alt tip de om, puteți să vă uitați. Faceți mi niște views. Poate ajung și eu relevantă. Sau poate că nu. 50 de, de, întrebări extențiale fix asta. Despre asta e vorba. Despre libertate, fix despre libertate vorbesc. Aici abordez niște subiecte mai filozofice, așa. Despre depresie, fix despre asta vorbesc. Vă dați seama ce, ce amuzant e că eu cu fața mea, că știu și eu ce față am, mai, că nu e nevoie să-mi spuneți voi, să vorbesc despre chestii serioase, adică e... God, no! Uh, și unul dintre cele mai vizionate videouri în română, pentru că cel mai vizionat a fost ăla cu Bleach, Hollywood Cast. Da, am 197 de subscriberi, aveam 202 la un moment dat, dar s-au mai dezabonat oamenii pentru că n-am postat. Wow! <laughs> nu v-aș la asta, nu? Uh, cum abordez fete pe Facebook, are 5,5 mii de views? Bine, e de acum 3 ani, dar oricum are, are destule views. Asta înseamnă că oamenii sunt preocupați de cum să agațe pe net, ceea ce mi se pare o porcărie oricum. Sunt foarte slabe șanse să găsesc pe cineva pe net, doar dacă sunt... Na. Nu, nu recomand, nu recomand. Dar acum, unde să mai agăți dacă nici nu mai poți mai ieși în club, nu mai poți mai ieși, știu, pe undeva? Cum să, cum să, mai agăți? Bine, hai, agați, agăta, agăsați pe net, dar... Nu, nu recomand. E bine, am auzit cazuri în care unii s-au cunoscut și s-au cunoscut pe Tinder, s-au căsătorit. De ok, mi se pare dubios, dar uh, who am I to judge? Bun, am revenit. Vă povesteam de ce am lipsit, de ce am că arătam ca geabă de hat. Îmi place să zic asta. Um, da, și vă spuneam să vă uitați la Breaking Bad, ceea ce vă spun și acum. Uite-vă la Breaking Bad la Rick și Morty și la Bojack Horseman. Uitați-vă la Bojack Horseman. E foarte, foarte mișto. La ce ceva să vă mai uitați. Uh, lasă că vă zic la final la ce să vă uitați. Neapărat. Așa că stați până la final. Ei, și astea sunt cele mai recente de când m-am decis să mă reapuc de a învia acest canal al meu de YouTube. Dar o să fac dacă înainte doar audio pentru că v-am spus, spus, motivul, nu vreau să să mă mai pregătesc, să pun camera, nu știu ce, unghi, să stau să caut un colț din camera asta care să arate mai ok, să ia bine pe cameră, să dau eu bine pe camera, să, stau să mă machiez, să-mi fac părul, să mă îmbrac, nu, nu, nu. Așa vă vorbesc din pijama direct, toată lumea e fericită, mai ales eu. Și asta e tot ce contează. Trebuie să fiți puțin egoiști în viața asta. Dar nu foarte. Adică mai gândiți-vă și la ceilalți. Dar gândiți-vă mai tâi și la voi. Adică nu, nu dați totul pentru alții. Mai tâi gândiți-vă la voi să fiți voi ok și apoi puteți să-i ajutați și pe ceilalți. Dacă nu puteți să vă ajutați pe voi înși, vă, cum Para, puteți să ajutați pe altcineva? Like, what the hell? Da, și cam asta e. Asta. Am vrut să vă prezint canalul meu de YouTube. Vi l-am prezentat. Dacă vreți să dați subscribe. Dați aici subscribe. Și. Nu știu. lăsați mă în comentarii despre ce vreți să vorbesc. Eu vorbesc despre orice. Aproape. Dacă vreau. Dacă nu, nu. Bun. Vă aștept. Vă aștept întrebări. Puteți să vă abonați să vă dezabonați, puteți să faceți ce vreți. Puteți să nu ascultați asta niciodată, oricum eu o să las toate videorile aici ca să mă uit eu peste ani și ani să zic bă de deșteaptă eram, sau bă ce eram. nu știu, depinde, depinde ce se mai întâmplă. Bun, am zis că vă recomand ceva, acum la final vă recomand. Să dați un search după cronici de cartier, cronici de cartier. Să vă abonați acolo. Dacă vreți să-mi vedeți și fața și dacă vreți să vedeți ceva mai structurat, am zis mai structurat, nu foarte structurat, dar mai structurat, puteți să mă vedeți acolo cu noul meu proiect, Cronici de Cartier, de care uh, promit acum mod oficial să mă ocup. O să mai postez și aici pe corichei dar mai puțin. Mă voi concentra pe Cronici de Cartier. Ajutați-ne să devenim relevanți și la rândul nostru vă vom ajuta și noi, pentru că vrem ca pe viitor să promovăm tinerele talente. Dacă aveți talent în desen, pictură, sculptură, video editing, uh, I don't know what, dans la bară, dans pe balans, um, dacă sunteți cântăreți, vă invităm la noi, pe Cronici de Cartier, să facem reclamă, pentru că eu, chiar dacă nu mă credeți, am pregătire în domeniul PR-ului, da, sunt specialist în comunicare și relații publice, ați pune acum... Bă, dacă tu ești specialist în comunicare și relații publice, nu ești în stare să -ți faci reclamă pe canalul ăsta? Deci nu te-ai ocupat de el? Deci ai rezultate atât de slabe? Păi, pentru că nu m-am ocupat de el, tu mai de asta. Așa, bune. Uh, dar vreau să mă ocup de necronici de cartier, așa că vă rog să dați subscribe acolo. Și iată, -ți. bine, gata. Hai că m-am prezentat destul, m-am plictisit și eu. Vă las, până data viitoare. Pa, dragii mei!